Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Suntem împreună la Apusul Soarelui peste pomenirea Sfintei Mucenițe Marina. Cea pe care în icoane de obicei o vedem reprezentată având un ciocan în mână și lovind între coarnele diavolului. Pentru cei care cred că este mit, le dorim afundare serioasă în izvoarele mărturisirii de credința bisericii, fie îți vedea acolo, în slujba Sfintei, în acatistul ei, dar și în istoria vieții sale, care se află consemnată în sinaxar, câtă realitate și cât realism încape, de fapt, în acest gest al Sfintei Marina. De altfel, cei care trăiesc în rugăciune și în comuniune cu ea au învățat cât de grabnic ajutătoare este și ce strașnică în a lovi în duhurile care supără pe oameni. Noi continuăm pelerinajul nostru prin saltire și suntem în continuare la psalmii din Cântarea Treptelor. Catisma 18-a care revin poate fi folosită ea însăși ca o carte mică de rugăciuni. Mică doar ca întindere, dar extrem de adâncă. Psalmul 125 la care am ajuns are și el cu totul 6 versete. Când a întors Domnul robia Sionului, ne-am umplut de mângâiere. Atunci s-a umplut de bucurie gura noastră și limba noastră de veselie. Atunci se zicea între neamuri, mari lucruri a făcut Domnul cu ei. Mari lucruri a făcut Domnul cu noi, ne-am umplut de bucurie. Întoarce, Doamne, robia noastră, cum întoși pâraiele spre miază zi. Cei ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie vor secera. Mergând, mergeau și plângeau, aruncând semințele lor, dar venind, vor veni cu bucurie ridicând snopilor. Nu cred că e o imagine mai frumoasă a rodirii din întristări. De altfel, versetul acesta, cei ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie vor secera, e poate cel mai mângâietor atunci când te cuprinde într-un fel sau altul în lăcrimarea că toată munca ta, tot zdrobul tău și toată zdroaba ta s-au transformat în cuvânt de batjocură din partea seminilor tăi. Poate că e bine să înțelegem că aceste cuvinte ale psalmilor sunt cântate urcându-se spre trepte, spre templu, în bucuria aceea a întâlnirii cu Shechina, cu slava lui Dumnezeu peste templu. Încercați să vedeți și să înțelegeți câtă bucurie era în inima oamenilor acestora simpli și cum, până la urmă, ei văd în natură, până la capăt, cum ceea ce rostesc în psaltire rodește cu adevărat sub ochii lor. Mergând, mergeau și plângeau, aruncând semințele lor, dar venind, vor veni cu bucurie ridicând snopii lor. O întoarcere către Ierusalim care de fiecare dată îi bucură, care de fiecare dată arată că Domnul Dumnezeu este Domnul Dumnezeului Israel. Poate învățăm și noi din smerenia aceasta a purtării de grijă prin care oamenii au înțeles că Dumnezeu le poartă de grijă. E o chestiune de intimitate și de bucurie în aceeași vreme, de tandrețea cunoașterii lui Dumnezeu, să recunoști că e alături de tine atunci când El este alături de tine și să-i ceri ajutorul să fie lângă tine atunci când ți se pare că nu este lângă tine. Mâine este o nouă zi.